Să schimbăm aici ustensilele și să înceapă draftul. Meciul 5, meciul decisiv. Să vedem cine câștigă. Da, nu știu că am o treabă. Mi-a reamintit Cucu. Le Cucu, le Cucu, le Cucu. Bun. Hai să vedem, marea finală, meciul 5, Newbie Team Liquid. 226.000 de dolari, din câte am înțeles. Primul ban, primele banuri s-au păstrat. Lycan și Spectre, după aia au banat Io și Lion și văd că au ales cei de la Newbie, Alchemist și Doom. Iar Team Liquid, first pick, Beastmaster. Să vedem cu ce aleg să bat de data asta Alchemistul. Este o întrebare destul de bună. E destul de multe opțiuni, aș putea spune. Să las camera mereu în dreapta sus. Ok, ok. 250.000. 250.000. Prea tare. Ancient Apparition Aru! Yeah! Hai să vedem următorul ban. Ancient Apparition ar putea să încerce un strat de la nebun cu Nature's Prophet și Zeus. DK câștigă Mid vs. Alker. Știu că a dat un buff sau un nerf lui Ancient Apparition. Ban Death Prophet și au banat Weaver-ul. Interesant. Mă, ce-a primit Ancient Apparition? Știu că a primit un buff la Ice Vortex-ul ăsta. Așa știam și eu, 226.000 și 90.000 locul 2. Să vedem, poate a mai crescut price pool, nu știu. Dar nu știu unde ar fi putut să crească. În fine. La Coldfeet. Ok. O, ban ursa, vezi că au banat ursa cei de la Newbie. Și ban Disruptor. Uite-te pe site la ei. O, Enchantress! Hello, Enchantress! Băi, sincer, vreau să văd un strat de-asta. Earth Spirit din nou. Deci ăștia pare și se potrivește bine cu Nature's Prophet și cu Zeus acum. Din păcate, Earth Spiritul ăsta mă induce un pic în eroare. Venomancer, wow! Mamă, nu-mi place Venomancer-ul ăsta deloc. Mamă, e prea tare. Da, dar trebuie să câștige Team Liquid. La naiba! Hai băieți, hai băieți, un pic bun, un pic bun. Dragon Knight, ok, bun. Să zicem, Dragon Knight Mid versus Alchemist. E linkul de pe wiki, wiki.teamliquid.net și dați acolo Dota 2 Epicenter și găsiți detalii despre concurs. Cred că numai eu văd linkul. Să vedem ce banează. Celor la Team Liquid acum le-ar mai trebui încă un carry sau un pusher. Depinde. Au, poate un centaur.
centaur? Nu știu dacă neapărat centaur. Dar, să vedem. Să pișe pe slow-ul lor cu ultimata și dă burst magical damage pentru Enchantress. Să vedem. Uite și pe Ghost Gamers. Peste tot e același. Și are și HP mare. E peste. Ce ziceți mai aici, aia pe Ghost Gamers, ce zice? Să mă uit un pic aici la price pool. Price pool, ia! $250,000 arată aici pe Gosu Gamers. Ban X. Da, e posibil să fie 226.000 de euro sau 250.000 de dolari. Wow! Slark! Și-au banat luna! Interesant ban al celor de la Team Liquid. Bane. Favorizez draftul celor de la Team Liquid să dea domnul să joace ca în meciul trecut, să fie agresivi. Și dacă joacă ca în meciul trecut, au toate șansele să câștige și ei într-un final în concurs. Să iasă din blestemul locului 2. Mișa, ce faci, fata? Mișa. Ce faci, fata? Carry Venom. Probabil. Da, e Carry Venom, frate. Îl joacă Hau pe Venom. Wow. Asta o să fie interesant. Ok, haide că am intrat în ultimul meci din marea finală. Whee! Pentru Team Liquid, de la AV, pe Dragon Knight, care va fi jucat de către Fata, Kuroki, va juca Ancient Apparition, Jerax, va juca Spirit, Mind Control, va juca din nou Beastmaster, iar Matumba Man va juca Slark. Partea cealaltă, pentru cei de la Newbie, îl avem pe Kaka, care va juca pe Bane, Mu, va juca Alchemist, Hao, va juca un Carry, Venomancer, vom vedea și asta, Chuan pe eroul lui de semnătură, am putea spune Enchantress, și Kaipi va juca pe Doom. Să vedem un ward deja aici pus de către Earth Spirit. Să vedem. Băi, mi-ai băut toată apa, bă, că dacă te iau... Să șeșezi de pe scaun. Cum te-ai ridicat de pe scaun? Cum s-a pus pe scaun? Hai să vedem, începem cu un First Blood fulminant, sau... Băi, dacă n-are imortala pe alchemist... Sarna de jos lui Stark. Ia să vedem ce are pe el. Ah, avem decât o imortal aici. Ia să vedem mid. Deci mid o să fie de alchemist versus DK. Alchemist probabil îl va fi ajutat de către Bane. Iar DK, wow, ce se întâmplă aici pe mid? În spatele lui sunt trei eroi de la Liquid. Atât, ia să vedem, da? Rolling Boulder acolo și îl vor pe Bane. Să vedem dacă va fi acesta First Blood-ul, da? Un First Blood luat de către Dragon Knight. Foarte bună inițiere acolo, fără Jerax. Jerax, ușor. Trebuie să se dea back acum,
Da, destul de interesant. Bottom lane îl vedem pe Slark versus Doombringer. Bane a făcut o rotație pe bottom lane. Pune aici un ward Bane. Enchantress între timp și-a trimis Creepy pe aici. Bounce! Go! Solo kill acolo, mă tumba, man, pe Doombringer. Foarte frumos. Bane e în pericol acum. Slark se retrage, să vedem dacă îi prinde stompul. Nu! Slark! În două secunde va avea pause. Bane și-a dat deny la Roshan. Hai că a început destul de bun pentru Team Liquid. Hao pe safe lane. Deci va fi un Venomancer versus Beastmaster. Slark versus Doom. Roaming Earth Spirit și cu... și cu Ancient Apparition, iar Enchantress în pădure. Da, 2-0 în momentul de față pentru Liquid pe tabela de marcaj, tabela de score. Să vedem Doombringer-ul ăsta, dacă de data asta l-au trimis pe lane pe Doombringer. Avem un Soul Ring pentru Alchemist și sticluță pentru DK. Hao iarăși îi lăsat singurele aici pe top lane. Nu-l deranjează nimeni. Ia să vedem mid aici, DK, cât pe ce. Dar n-a fost suficient. DK e destul de tank și uite, a băgat cât un punct în fiecare și două în Breathfire. Nei! Slug și-a luat Orb of Venom. Interesting. Vedem aici un smoke. Probabil vor să se ducă pe Slark sau pe mid. Dacă se duc pe mid ar fi o greșeală, pentru că deja sunt 3 eroi pe mid. Este și Earth Spirit și Ancient Apparition. Și probabil că vor încerca să se ducă pe bottom lane. Să-l găsească acolo pe Slark. Ia să vedem Slark. Trebuie să aibă grijă Slark. Enchantress ce creepy are. Are un stun. Începem aici cu un Nightmare, Matumba Man. Vedem dacă reușește să-ți dea acolo leap. Nu? Prefera să dea Dark Pet și n-a apucat leap-ul. Din păcate, pounce-ul acesta s-a legat de cineva și de aceea. Dar a fost un Slark pentru un alchemist mid. Să zicem cât de cât că a meritat. Cu cât omor alchemistul ăsta de mai multe ori, cu atât e mai bine. Să vedem acum Venomancer. O să-și facă un ring of Vacula. DK deocamdată are 1 cu 0, ceea ce e foarte bine pentru el. Beastmaster are Iron Talon. Iar alchemist nu are buți. Un alchemist fără buți. Turnul ăsta va cădea. Da? Primul turn în minutul 4.48. Venomancer ar trebui să se retragă aici. Aceeași rotație a lui Earth Spirit cu Ancient Apparition de data asta pe top lane. Dar același lucru fac și cei de la Newbie. Țin constant 2 eroi pe bottom lane. Dar între timp, DK se distrează pe mid. Acum ar trebui să se dea back. Opa, ce vedem aici sus? O inițiere, să vedem dacă reușesc să-l omoare pe... Nu, n-a reușit să moare acolo Venomancer și din păcate Beastmaster cred că va muri aici. Nu prea mai are cum să scape, da. O greșeală un pic acolo, probabil că cu Rocky va scăpa, da. Baldur Smash nu-l nimerește pe Alchemist pe mid. Acum DK ar trebui să se retragă. Cred că va muri aici DK. Brain Sap și... Cam asta a fost pentru el. E omorât oricum de acid spray-ul lui Alchemist. O greșeală acolo aș putea spune lui DK. A stat cam mult. Earth Spirit.
Trebuie să aibă grijă Arcane Boots pe Venomancer. Venomancer deja este level 7. Decay este level 6. Și uite că sunt deja 4 eroi sus de la newbie. Vedem dacă aleg să facă defense pentru turnul acesta, cei de la Liquid. Ar trebui totuși să vină la defense aici, iar doilea turn... Prea mult gold care se duce către newbie. E un gold care intră în buzunar și în buzunarul lui alchemist, să nu uităm asta. Și trebuie să ia și ei neapărat un turn, măcar turnul de pe mid. Ia să vedem fata dacă are Dragon Form. În 4 secunde o să aibă Dragon Form și a activat haste-ul aici și îl prind din nou pe alchemist. Mai mult decât suficient. Trebuie neapărat să ia turnul ăsta de pe mid. Neapărat. A dat fortificarea. Și Dragon Knight a luat turnul. Nightmare acolo pe Dragon Knight i-a dat și Doom. Asta e problema. Dacă aveau aici un Wisp care să-l ajute pe DK, ar fi fost ok. Din păcate, nu a reușit să-l omoare acolo. Slark are un ring of Vacula și Boots deocamdată și începe să strângă pentru acel Shadow Blade, mai mult ca sigur. Alchemist recuperează încet, încet. O să-și facă probabil un Armlet. Prin pădurice. Iar Venomancer s-a mutat pe mid. Stăm prea un meci în care să-ți faci Blink Dagger, pentru că ai un Venomancer care o să pună tot timpul șerpișări, o să pună tot timpul warduri. Uite cât se bat cu wardurile astea. Sunt niște warduri care sunt imune la magie, din câte știu eu. Da? Warding poison, așa, riding, așa, așa, ward is immune to magic, da? Și să te duci și să dai așa cu bucata în ele, că altfel n-ai cum. L-au prins aici cu Nightmare sus pe Beastmaster, dar acolo un Primal Roar pe Doom, însă nu cred că are cum să scape. Și-a dat și Magic Stick-ul, dar cam asta a fost pentru el, părerea mea. O, vine acolo un Boulder Smash de la Earth Spirit, dar ar fi cazul să se dea și el înapoi, să nu stea pe aici, că nu știu dacă are cum să scape Mind Control de aici. Ba mai mult s-a blocat cu Bow-ul acolo. Cum a tras un pic de timp, să zicem. Între timp, DK versus Wards. DK o să-și facă și el un Armlet of Mortigian. Mortigian! Mordek! Să vedem... Hand of Midas, pe Venomancer. Chiar sunt curioasă, probabil că o să-și facă acum un Veil of Discord, acest Venomancer, și după Veil of Discord probabil va merge pe Blink Dagger. Nu știu sigur, uite, upgradeable by Aghanim. Poate să-și facă Veil și Aghanim, sau Veil și Blink și după aia Aghanim, depinde ce o să simte el că merge. Și acum vedem un Smoke. Nu știu dacă o să prindă pe cineva, vor totuși să se ducă pe mid. DK trebuie să aibă grijă aici, ar fi bine să se retragă. Da? Tot felul de ping-uri pe toată harta. Venomancer ăsta, dacă prinde pe cineva, e mort. Asta e marea problemă cu Venomancer. Slark. Da?
Oricum, au citit bine jocul cei de la Team Liquid și reușesc să ia turnul de sus. Matumba, man, dă-te back, Ancient Apparition, da acolo ultimata. Mamă, cât damage au putut să-și ia acolo de la Boulder Smash. Și-a dat și Magnetize-ul acolo, Earth Spirit, și cred că va muri aici Doom, deși Doom a fost dat pe Slark. De cât posibil să tancheze totuși Doom-ul ăsta micuțul Slark? Nu prea vine nicio rotație pentru acest Doom. Și-a dat ultimata. Foarte frumos acolo, Matumba, man. Mamă, la fix s-a făcut. Pe cred că de-aia și urmărea, că știa că o să-i se ducă Doom și o să aibă ultimata. Da, frumos, frumos, frumos. DK între timp face push pe mid. Și avem un Power Threads pe Enchantaresa. Pe Chuan mai precis. Se retragă de aici. Beastmaster are deja Necronomiconul. Level 1, Armlet pe Dragon Knight. Să fim cu ochii pe Venomancer-ul acesta. Shadow Blade pe Slark. Slark poate foarte ușor să termine cu Bane. Poate să-l prinde și pe Venomancer. E un counter foarte bun pentru ei. Frumos, elegant! Într-adevăr. Așa, hai Liquid, hai Liquid, tati, hai cu tata, hai că poți. Nu știu dacă Venomancer-ul ăsta, nu știu ce win rate are în meciurile competiționale. Și vom vedea un Doom care va face și el Shadow Blade. Oare Shadow Amuletul cumpărat? Vedem un smoke al celor de la Liquid. Din păcate nu găsesc pe nimeni acolo, pentru că majoritatea eroilor de la newbie sunt în partea de jos a cărții. Ce-au dat ei seama cam pe unde sunt. Earth Spirit destul de departe, își dă un Rolling Boulder și sare direct cu Magnetize. Vine și fata acolo, ultimata lui Ian! Nu a reușit să lovească pe nimeni, fiind zgribdat acolo pe DK. Dominating pentru Jerax, dar din păcate cred că va muri aici. Ia să vedem dacă scapă alchemist. Foarte frumos kill acolo și o să moară și Chuan. Hai că se întoarce DK, trebuie neapărat să rezolve aici. Beastmaster dă te back. Super. Super double kill pentru DK. Păi de asta zic, că Venomancer-ul, din câte mi-amintesc, nu prea... Într-adevăr, Kaipi erau cei care mai încercau strategii de-asta nebune cu Venomancer. Când juca Sing Sing Venomancer, dacă vă mai aduceți aminte, mi se părea foarte funny. Că nu reușea să facă nimic cu Venomancer-ul la săracul. Nu, că era el erou în sine. E destul de greu de băgat într-un draft. Mai complicat. Iar Slark-ul ăsta este destul de problematic. Vine aici ultimată de Ancient Apparition. Boulder Smash, Magnetize și să vedem dacă e suficient aici să-l omoare pe Doom. Da, a venit și Slark acolo. Deci Ancient Apparition foarte bun. Gândiți-vă că este combinat cu un Slark, care Slark îți dă viziune. Vine în Shadow Blade. Tu dai ultimata pe el, nu te mai regenerezi în momentul în care vine ultimata lui Ancient Apparition pe tine, ți iei și damage over time, după care iese și Slark cu bonus damage din Shadow Blade, da? 175, deocamdată are de Shadow Blade, dacă nu se-și facă Silver Age, mi se pare că o să aibă 225. Deci ia și omoară-l. Bun, și avem, într-adevăr, Veil of Discord pe Venomancer. Cam ăsta e build-ul clasic, că n-ai altceva ce poți faci pe el. Decât un Blink Dagger. Sacred Relic pe Alchemist. Destul de târziu pentru el. Am jucat și împotriva lui OG Alchemist.
Da? Foarte bun Ancient Apparition acesta. Și combinat cu Slark. Oh, ce inițiere ești frumoasă, nici eu nu am văzut-o. Ancient Apparition instant moare acolo alchemistul. În schimb, moare și Earth Spirit. Vedem dacă vor să facă chase aici, totuși au low ground, deci ar fi bine să aștepte un pic. Slark aici vânează, are Shadow Blade-ul. DK level 11, Slark e level 13, deci Slark e cel mai mare level în momentul de față pe hartă. Și tocmai a luat și un turn. Și își va face un orchid, se pare, micuțul Slark, ca să-l bată mai bine pe Venomancer, părerea mea. Oh, Shadowblade și pe acest DK. Wow! Îmi place. DK cu Shadowblade și Armlet. Inițiere. Așa, așa trebuie să jucați, băieți. Go, go, go! Beastmaster, Necronomicon, level 3. Date și întapere și în ultimată, dar nu știu exact unde a dat-o. Mi s-a părut că, în fine. Chuan, destul de puțin farmat. Se facă Echo Saber Slark? Păi nu se face. Ah, bada, 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 bada. Bravo, Lin, Echo Saber-ul! Echo Saber-ula! A făcut Echo Saber-ula. Slark. Mamă, deci dacă îți prinde două bucăți, pac, pac, ia să vedem. Dar acum sunt cam mulți aici. A, l-au văzut cu ward-ul. Bă, ce s-a prins? De ce nu m-aș fi prins acolo cum au văzut? Instant s-a prins Slark, l-au văzut acolo cu sentry-ul ăsta de aici. Da? Trebuie să facă puțin de ward în jungla celor de la newbie, ca să fie el mai liniștit. Mamă, dumă, săracu. Baby? Da. Mâncă puțin. Trebuie să ascult cum se aude la mine. Ce se aude la tine? Muzica aia, știi? Nu pot acum. Pata, trebuie să ascult ție. Nu pot. Lasă-mă, mă, le mergi, nu pot. Baby, ai încredere în mine. Mamă, cum o și aici. Ai, nici nu, e ca într-un film. Da, am ratat gank-ul ăla de jos pe Ancient Apparition, l-am văzut la calculatorul lui Femur, care și-a luat el un music pack și a vrut el să-mi arate ce și cum. E un music pack destul de reușit, care, în fine, e ok, zici că te uiți la un film cu music pack-ul ăla. Music pack. Oricum, n-au la Roșanu, asta e bine. Bine, să vedem, Mind Control, are și un Blink Dagger. Fără Blink Dagger, Venomancer e pustiu. Oh, l-au prins pe Ancient Apparition la Roșan. Când l-au prins acolo la Roșan de la omorât, aia a fost bătaia. N-a fost mare bătaia. L-au prins pe Ancient Apparition cu chiloții în bine la Roșan. Și l-au făcut fericit. Bun. Opa. Shadow Blade, vedem dacă au viziune. În afara turnului nu prea au viziune. Cred că s-a grăbit aici puțin. Vine și Slark, dar cred că îl văd cu ward-ul ăsta, oricum nu prea interesează că ai și din Shadow Rock. Probabil dau un smoke sau decât stau în spate. Opa! Opa!
Casual DK, Silence pe Venomancer. O, l-au prins aici cu Finsgrip și Doom pe săracul DK. Au dat tot ce au putut pe DK. Aoleu, DK, why you do this? Mamă, cum l-au prins pe DK acolo. Blink pe Earth Spirit. Nici nu te apare și nu are decât un Arcane Boots. A terminat și Doom într-un final Shadow Blade-ul și se pregătește de un Glimmer Scape Bane, mai mult ca sigur. Iar Alchemist are și Manta. Ce mai avem aici? Probabil un Forstaff pe Enchantress. Vom vedea un pic mai târziu. Leja, hello, hello! De Wardrage. Oh, not again! Not again! Nu l-a văzut! Nu l-a văzut aici! Mamă, deci era iar să prinde pe Ancient Apparition acolo. Check this trope will about the new texture. I cannot check it out now. In stone. Ia să vedem dacă își dau un smoke aici. Farmează ceva slar. Dar la un moment dat Alchemist o să ia înainte, că n-are cum. Silver Edge pe Dragon Knight. Lovește destul de tare Dragon Knight-ul ăsta, are 225 bonus damage în momentul în care iese din invizibilitate. Slark aici îl urmărește pe Alchemist, îl prinde cu Pounce, își dă acolo ultimata Shadow Dance-ul, vine și ultimata de Ancient Apparition, este mort! Gata, dă-te în spate și reinițiați! O, vine acolo Beastmaster foarte frumos cu un Primal Roar, reușesc să-l omoare pe Venomancer înainte să apuce Venomancer să dea măcar o vrajă. Reușește să se teleporteze acolo Bane. Cât pe ce să moară, își ia damage în boulder, în rolling boulder, Earth Spirit. Bine, Liquid. Yeah! Sare acolo, vine și ultimata Ancient Apparition, au reușit să dea Doom și Fins Grip pe micuțul Slark. Cred că a reușit deny acolo. N-a reușit deny, stați un pic să văd. Nu l-a oprit Cioan acolo. Am avut senzația că a încercat să-i dea deny acolo Dragon Knight. Oricum a fost decât un turn. Avea Doom buyback. Uite și blink-ul pe Venomancer. Și avem un Vladimir Suffering pentru Beastmaster. Interesant. Probabil o să fie un Echo Shell pentru Earth Spirit. Ia să vedem cum se face Echo Shell. Se bate acolo cu... Da, mă duc ca sigur o să fie un Echo Shell pentru... Un Lotus Orb, pardon. Lotus Orb pentru Earth Spirit. Lotus Orb care dă acel Echo Shell. A terminat Silver Edge și Slarky Slark. Și vedem un smoke al celor de la Liquid. Are Force Staff. Ce-a interesat. Ar putea să se ducă la Roshan, dar mă bucur că nu interesează Roshanul, știi? Ei vor să se ducă să ia baracile de pe mid, mi se pare perfect normal. O, l-au prins aici pe Bane! Foarte bine, foarte bine, omorâți-l repede, 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 repede. Să vedem dacă reușesc, e aici și Mind Control care sare și dă Primal Roar pe Alchemist, ultimata lui Ancient Apparition nu lovește decât pe Enchantress. Magnetize-ul face foarte mult damage, double kill și killing spree pentru... Double kill pentru Slark, killing spree pentru Earth Spirit.
fost un buyback acolo pentru dat de Doom. Slark este nevătămat. S-a apucat deja de Eye of Skadi. Ar trebui să ducă să ia Roșanu acum. Teoretic, din păcate, DK nu este în viață și asta ar putea fi o problemă, că DK... Cu DK ar trebui să ducă la Roșan. Ia să vedem ce mai are alchimistul pe el. Boots of Travel și 3500 Golden Bank. Băieți, mie că pierdeți! Newbie, go home! Da. Bă, ce siniștri mi se pare ăștia. Asta ce că e un bor. Uite știu cum arată. Ia zici și tu ce e asta? Asta e bor? Se trimite la scout. The Journey of a Little Boar. Și cum atacă? A deschide gura pe aici. În fine. E T-Rex, ha? Da, el e, T-Rex e. El e, mă. Bun, finally s-au dus și la Roșan. Și deocamdată e decât Slark și cu Beastmaster. Beastmaster are deja Vladimir Sofricu și au și ei un lifesteal. Din păcate nu are Necronomiconul Rexar. Beastmaster, pardon, îl are pe cul. A, ba nu, l-a dat acum. Nu vedeam, nu vedeam unitățile de la Necronomicon. Și l-a dat pe cooldown și nu le vedeam. Da, și avem un Aegis pentru Slark. De prin ce e invizibil Dragon Knight. Că-și dă seama că alea sunt niște iluzii. Și-a făcut și Lotus Orb-ul Earthshaker. Oh, DK! Hello! Heart of Teresk. Sper să fie un Heart of Teresk. Un heart. Merge heart-ul pe DK. Dragonașul tot timpul are nevoie de heart. Și are un river deocamdată. Totul să nu facă tro. Mihai, ce să-ți fac? L-ai bătut, Mihai? Apă! Am zis de Liquid în ciuda faptului că aveau cotă, nu știu, 0%, cât zicea Lin. Că am pariat prost, că am zis că n-am fost deșteaptă când m-am gândit eu să zic că va câștiga Liquid. Dar totuși... Zici că face satanic, eu zic că face hard. Asta e părerea mea, dar vom vedea. Opa, avem un soul booster pe alchemist care se va transforma probabil într-un octarine core. Da, deja l-a făcut și gem pe Ancient Apparition. Foarte bun gemul ăla. Destul de târziu, după părerea mea, au luat gem. Pentru că Slark, în fine, a avut dificultăți în a face gang-uri prin pădure. Vine aici ultimată de Ancient Apparition, dar nu știu dacă îl prinde aici pe alchemist. Ba da, l-a luat acolo pe alchemist. Dar are Octarine Core și să zicem... Da, nu prea are cum să scape. Dominating pentru Earth Spirit. Între timp, Slark încerca pe mic ceva. Zero win. Da, mă, știu ce ai vrut să zici. Bun, DK level 16. Avem un dragon foarte rău. Level 3. Frost Breath Slows. Deci îți dă slow, te îngheață un pic așa. Îți dă un slow de 30% and attack speed by 20. Da, e periculos dragonașul ăsta când se face level 16. Are splash și are și Corrosive Breath, care asta oricum o are de la level 1 al ultimatei. El tot timpul are Corrosive Breath când e în Dragon Form. Asta înseamnă că dă damage mai mult în turnuri. Added to the primary target.
Și asta se adaugă pe, pe primary target. Bun! Mai eu scadi pe Slarky Slark. Hai să vedem itemele așa că le vedem mult mai bine. De ce râzi, fraiere? Te distrezi, a? E bine. Mamă, săracul Cioan. Săracul Cioan. Nu știu dacă reușești că aici să-l omoare pe Slark, nu prea au șanse. Infibul ăsta, E și nu e Infibul ăsta. Nu prea... Dar cât a băgat în Infibul? Are decât un level în Infibul. Damage reduction 30. Ei, despre ce vorbim. Dacă avea maxat, Infibulul era altceva. Dar așa nu-i scade cu mult damage. Da. Cred că mai mult e un factor psihologic. În momentul de față. Da. Hai să vedem ce mai avem aici. Un force tap și pe Venomancer. Iar acest Doom se va apuca de un asalt cu Iras. A făcut DK Heart! Ai văzut-l? Heart de micuțul dragon. Este old school! Heart pe DK este old school și este foarte frumos. Bun. As we move forward into the game... Hai mă băieți, terminați cu barăcile astea de aici odată. Hai la puș, la puș, la puș. Pe care sens să mai aștepte următorul roșan? Părerea mea. Problema e că nu prea mai ies din bază cei de la newbie, nu știu dacă observați. Deci newbie s-au închis în bază. Toate lane-urile se pușează și la un moment dat vor trebui să se bată. Na. Babă, Beastmaster cu BKB, când vreodată, într-un meci oficial, reușește amărâtul de Beastmaster să-și facă BKB, mai rar, decât când e clar că ești pe val. Da, mă bucur foarte tare pentru cei de la Team Liquid să nu-și piardă concentrarea, să nu facă throw și meciul, teoretic, este în mâinile lor. Teoretic. Să vedem practic. Hai băieți, fără throw și tot e ok. Slark farmează, ce vrei să-ți faci frate, nu face throw. Deci dacă își face rapiera, mă arunc de la balcon, din nou. Să vedem... Prea mare ce să facă alchimistul, probabil că își ține bani de buyback acum. Avem un Blink și un Shadowblade pe Doombringer. Tot farmează Slark aici. Nu știu ce vrea să-și cumpere, sunt curioasă. Își face MKB. O să fie un MKB pentru Slark. Nu știu, mi s-a părut că prea farmează. Deci în momentul în care ai meciul în mâini și tu tot farmezi de nebun, ce vrei să mai demonstrezi? Poate vrei o rapieră! Până la urmă să-i bas cu rapiera, nu știu. Nu, o să facă MKB până la urmă, da? Ca idee. Mi s-a părut așa ciudat că el tot farmează, disperat, știi? Și zic, bă, poate vor să termine, că doar e o finală, știi? Asta a fost un curier. Da? Bună apă.
Posibil să aștepte Roșanu, că uite, mai are puțin Roșanu și... Here we go again. E și Cizu? E deja Roșanu cu numărul 3? De fapt, da. Cred că e... Vedem acum ea. Nu. E abia Roșanu cu numărul 2 cu ăsta. Deci abia al treilea Roșan dintr-un joc va face drop și un cheese. Deocamdată e decât Roșanu cu numărul 2 și n-are decât Aegis-ul. Bun, hai să vedem aici Beastmaster. Wow, wow, ce bling. Să vedem dacă îl descoperă aici Doom. Și da, îl vede Doom direct pe Beastmaster. Să vedem dacă echipa lui vrea să-l salveze sau fac efectiv disengage și lasă pe Beastmaster să moară acolo. Da, se dau back cu toții. Nu prea am plăcut să am întâmplat acolo. Dar oricum să zicem că n-aveau primal roll-ul de la Beastmaster și atunci au ales să se dea înapoi cu Beastmaster. Nu real nu aveau ce să-i facă. Da. Probabil să vedem un Mecha B și pe Dragon Knight. Ce mai pot să facă cu el? Oh, Eye of Skadi pe Alchemist. Mie mi-ar plăcea să văd pe DK totuși niște criticale. Nu cred că va face MKB DK-ul. Cred că se va duce pe Crystallis și pe Daedalus, de fapt. Asta cred eu. Acum să vedem. Mi-ar plăcea mai mult să văd criticale pe el. Adică, vă dați seama, ar lovi mult mai puternic. MKB-ul să-l aibă pe Slark și el să meargă pe criticale. Să vedem acum ce va alege. Deocamdată își ține un slot liber pentru Aegis. Sau o să lasă Aegis-ul lui Slark. Ok, bun și pe Slark. Da, văd că i-a lăsat Aegis-ul lui Slark. Nu știu ce să zic, eu i-aș fi lăsat Aegis-ul lui DK. Bun, ia să vedem dacă reușește să... ultimata de a... Nu a fost on point acolo. S-a grăbit un pic slab. Totuși, într-un fel e mai bine pe Slark, pentru că DK-ul, fiind tank, el rămâne mai mult în luptă. Și atunci, degeaba-i dea Aegis-ul, pentru că voi toți muriți, el rămâne în viață, după aia se respawnează și moare. Și atunci, într-adevăr, o soluție ar fi ca Slark să mai aibă încă o viață, pentru că DK-ul oricum o să tancheze și o să rămână ultimul în luptă. Și atunci e ok. Avem Aghanim Scepter pe Earth Spirit, tocmai ne-a arătat Earth Spirit că își poate controla aliații. Ce am pățit de toată ziua, am fost cu treaba azi și mereu când am intrat pe Twitch, tu ai fost... Păi am avut aici de urmărit concursul ăsta, Epicenter, finala, semifinala, nebunie, haos, ba haos. Bun, și avem și un Boots of Travel pe Beastmaster. Îmi place Aghanim ăsta pe Earth Spirit. Trebuie Slark. Pe Slark nu-l interesează. Băi, mă mănâncă pielea. Au, au, au. O să fie MKB și pentru DK. Ok. Și un Hood of Defiance pentru Beastmaster, care probabil îl va transforma într-un pipe, un force staff acolo pe... ce frumos l-a tras! Earth Spirit reușește pentru prima oară, cred că în acest match, să-și dea Poison Nova. Venomancer, dar va plăti pentru asta. Buyback Doom și Venomancer îl prinde acolo în Fiend's Grip pe Beastmaster și moare. Ultimata lui Ancient Apparition reușește să-l lovească pe Bane acolo. Trebuie să aibă grijă acum, dar unde mi este DK-ul meu? DK-ul meu deja s-a dat în spate, care puțină viață. Slark are încă Aegis-ul, vezi de ce vă spun? DK-ul acum se încarcă, uitați-vă la el, singurul care să zicem că ar putea să moară este Slark. Foarte, foarte bună alegerea cu Aegis-ul. Că tot timpul rămâne ultimul DK-ul și nu e ok, mai bine să mai fie și... Atunci, mamă, ce faci boss aici? Boss, dă-te back, boss. Oh, Venomancer.
Asta a fost un dieback. Asta e GG. 6 minute cooldown pe buyback, deci automat va sta 80 de secunde pe bară acest Venomancer. Nici Doom nu are buyback. Da. Nasol. Nasol pentru un iubim. Pentru mine e foarte frumos. Da. Dar l-a tras acolo foarte frumos. Că e nici antrenamentul ăsta. Opa. Opa, e coșel acolo pe... pe slar. Care nu prea cu ce să-l dea jos în momentul de față. Degeaba e alchimist mare și tare. Nu poate să se bată cu toți. Oh, ce frumos a sărit acolo Matungamen și îl prinde pe alchimist. Fins grip in stun. Dar îl cheamă înapoi. Bă, Earth Spirit. Ăsta este GG. Foarte frumos. Foarte frumos. Vezi, mă, Lin, mă, singurul lucru care trebuia celor de la Liquid era ca eu să țin cu ei. Ce n-ai înțeles? Și-au câștigat finala.